Declarația de la Astana nu cuprinde sensibila tema conflictelor înghețate din spațiul ex-sovietic. De aceea, la finalul ședinței plenare, au ținut să ia cuvântul reprezentanții mai multor delegații. Uniunea Europeană a subliniat că recunoaște suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei. Pe Transnistria, reprezentantul Uniunii Europene a insistat că negocierile în formatul 5+2 sunt unicul mecanism de reglementare a acestui diferend. Republica Moldova a deplâns faptul că declarația adoptată nu corespunde așteptărilor și nu se referă la măsuri concrete de reglementare a conflictului transnistrian. O poziție similară a avut și reprezentantul țării noastre, ambasadorul României la OSCE. În schimb, Rusia a ținut să sublinieze că un compromis pe conflictele înghețate nu a fost posibil pentru că, citez, anumite țări, membre ale OSCE, au adoptat o atitudine politizată. Toate aceste declarații vor fi trecute în jurnalul de zi al ședinței plenare din cadrul summitului, însă nu vor face parte din conținutul documentului final. Moscova a avertizat că se va opune oricărui document care recunoaște integritatea teritorială a Georgiei în condițiile în care Rusia a recunoscut independența Abhaziei și Ositiei de Sud în urma războiului din vara anului 2008. Din Astana, pentru Televiziunea Română, Liviu Rea.